Aloha! Sezonul 3, episodul, nu știu, 3 sau 4, aia o să stabilim la editare, că nu mai știu. Am ajuns cu Claudiu în Ungaria, prin bunăvoința unor micologi din Ungaria. Claudiu cunoaște, eu de-aia v-am spus că dacă n-aveți un Claudiu să vă luați unul. Și am venit astăzi, sperăm să găsim bârciogi. Dacă găsim, Doamne ajută. Domnul Claudiu, ceva de spus? Deocamdată sunt optimist. Deci am găsit primul zbârciog, am uscat. Este o poezie după Toporceanu, ca și aia de cățel ce stă cumva la soare. Am găsit primul zbârciog și am apucat să-l fotografiem. Ce am un stacking să vedem ce o să iasă. După aia încercăm și un... Am zis că arată zbârciogul nostru. Așa arată zbârciogul. E foarte grozav, dar trebuie să-l fotografiem, că nu știm dacă o să mai găsim ceva măcar asemănător. L-ați văzut pe Claudiu, da? Și că să nu-l bată soarele în cap. Să nu-l bată lumina deocamdată. Trebuie să bagi acolo în față, Claudiu, tu bagi în lateral. Știu, nu-l bag eu. Ah, ce o să-l umpli de sânge? Ce? Ce o să-l umpli de sânge imediat? Da. Cred da. Că... Hop. Este mult mai greu să pui umbrela decât să pozezi. Da, sau cred că trebuie să folosești două mâini să pui umbrela. Ia, ce umbrela? Da. Ah, se pare că avem ceva noroc. Da, se pare că o găsit, într-adevăr, da. Acolo sunt zbârciogii. Deci, domn Claudiu. Da, tinere. Dai numai jumătate de pizza și jumătate de bere. Asta, de ce? Păi na, păi eu anul ăsta mă gândesc că s-a bunat la pizza și la bere, nu? Da, ești. Oricum erai. Nu se discuta. Asta oricum e bucătărie internă, nu trebuie filmat. Dar de ce să nu fie filmat? O să zică lumea că ești pe interes. Da. Bă, eu măcar nu sunt ipocrit. Deci ne aflăm în Ungaria, la 8 km de graniță cu România. Am ieșit pe la Valea lui Mihai. Ne-am întâlnit cu un grup de... cum le zice Claudiu? Micologi, așa, cu un grup de micologi în Ungaria. Această ieșire s-a făcut la inițiativa lui Claudiu, bineînțeles. El a luat contact cu doamna din Ungaria pentru că îi lipsește la domn Claudiu din palmares bârciogii, domnule. Da, mă ustură buza. Da, deci domnule nu poate dormi. Încă de miercuri, când mergem, cum mergem, ce facem? L-am ținut așa în șah un pic să aibă un pic de emoții de miercuri până joi. Și când ne-a spus că mergem, cred că era la job. N-ai făcut că, ceva ca amerindienii de alea... Dacă nu-s patron sau șomer, însă era la job, da. Așa, da. Și se pare că avem noroc. Dacă n-aveți un Claudiu, să vă faceți rost. Nu știu, o să văd dacă putem clona unul, o să pun pe OLX oricum. La licitație, să vedem ce o să iasă. Chiar dacă suntem în Ungaria, să nu vă bazați că eu știu limba maghiară. Da, el nu știe niciodată nici să facă poze, nici limba maghiară, nu știe, el nu știe nimica. Că suntem cu colegii din Ungaria și deja îi dor urechile de cum vorbesc. Da. Auzi, de departe stegulețele. Da. Deci, trebuie să lăudăm pe colegii din Ungaria, sunt foarte organizați. Au pus stegulețe ca să nu călcăm pe ei.
și să ne apucăm de muncă. Așa e, domn Claudiu? Așa e, așa e. Deci se pare că am dat peste o comoară, peste tot unde se pun stegulețele portocalii, se găsesc bârcioci. Hai să vezi aici bucată, o vii. Sunt ciuperci comestibile, sunt bune de mâncat. Hai până nu pun umbrela. Oh, da. Deși unii ar spune că, na, v-am spus, ca și una de cățel care stă la soare. Să scoatem declanșatorul, deci, după cum spuneam, bătrânul A6000 Sony, obiectivul AUA, o diafragmă de 2.8, un ISO 200, chiar așa ar trebui să pun ISO 200, să fie mai... Da? Și aparatul e pus pe A, de la amator, cu compensare de 0+3. Sper că se aude ce vorbesc în camera. O să schimbăm un pic. Domnul, cât costă umbrela? Umbrela e neprețuită acum. E neprețuită? Aici trebuia să venim pe ploaie, mă. Pe ploaie? Deci ca să vedeți cum se fac... Domnul Zbârciog. Încă mai căutăm zbârcioci. Se pare că am văzut astăzi 4 specii de vârcioci. Cum e ce vârcioc, mă? Vârcioc, hârcioc. Zbârcioc. Așa, că i-am zis la nevastă mea că mergem să fotografiem zbârcioci și am înțeles că hârcioci. Și da, am zis că o să ne ducă niște cunoștințe în Ungaria și o să pună pe hârcioc să facă tumbe și ne să-i fotografie. Că au de dresați în rezervație, știi? Deci câte specii teoretic am văzut, nu știm câte am fotografiat. Deci știm câte am văzut, știm câte am fotografiat. Evident, sub atenta îndrumare a colegilor maghiari care chiar se pricep. 4 specii. 3 de morchela și una de verpa. Continuăm. Ca să vedeți și voi cum arată un loc unde trec mistreții. Nu știu ce caută, că aici nu este pădure de stejar. Să caute ghindă. Până scor căutați și ceva, ca și noi, ciuperci. Trufe. Da. Deci suntem într-o arie protejată aici în Ungaria. Și... după cum ne duce pe noi capul, dacă n-ar fi protejată, erau culese de mult. Așa că am avut astăzi norocul și de unde alege să fotografiem. Bun, iarăși a murit bateria la GoPro. Deși suntem într-o zonă protejată, totuși cred că avem de-a face cu niște triburi care își marchează teritoriul. Sper să nu sfârșim în ceva cazan cu mirodenii. Ce n-am văzut aici? N-am văzut plasticuri și cauciucuri, dar în discuțiile, din discuțiile pe care le-a avut Claudiu cu colegii din Ungaria, de fapt nu se găsesc aici
plasticul și cauciucul, deoarece este area protejată. Iar dacă am ieșit din area protejată și la inundare, am înțeles că e aceeași situație. Adică, cred că este o conspirație la nivel mondial. Noi tot vorbim de reptilieni și de alte specii, dar cred că cea mai coabităm cu specia Plasticus sau Cauciucus sau nu știu cum să le spun. Pentru că ăștia ne invadează tot mai mult habitatul. Bineînțeles că principale vinovați noi suntem. Domnul Claudiu vrea la umbră, dar zic că nu mai vrea la umbra mea. Și ajunge umbra acestui nu știu ce pom, e, că el se începe și la pom. Da, pom. Da, pom. Ceva ciuperci acolo găsit el. Aici e frumos, e ca adevărată mini junglă. Cum e la umbra unui nuc bătrân, doi tractoriști se cacă, se șterg cu băștile la cur, le pun în cap și pleacă. O știai? Nu. Asta e din lirică. Deci Claudiu meu știe și ungurește. Da. Așa că de final, domnul Claudiu, o impresie că tu ești cel cu hârciogii. Băi, am zâmbetul pe buze, sper să nu mi se formateze cardul, să fie imaginele clare și pe urmă să le arătă. Sau să nu aibă probleme cu